Această emisiune este sponsorizată de Școala de Numerologie. Bună seara, dragi telespectatori canalului 33 și a emisiunii numărul 369. Astăzi o am ca invitată, cu mare plăcere, pe Raluca Proca, colega mea de la Școala de Numerologie. Suntem într-o nouă formulă. Da, într-o altfel de formulă. Da. Într-o altfel de formulă, tura asta sunt și eu invitat. Poate se clarifică anumite aspecte legate de faptul că și eu am cunoștințe. Ai venit astăzi cu un subiect foarte interesant. Da, un subiect care se duce foarte mult și în partea psihologică, pentru că, în primul rând, sunt și mă declar a fi un psiholog și psihoterapeut, după care vine și această componentă a activității mele, partea de numerologie, pe care eu le îmbin foarte frumos așa și văd destul de multe lucruri în CNP-ul numerologic în momentul în care oamenii vin la mine în cabinet. Blocajele emoționale. Blocajele emoționale ale cifrelor de vibrație interioară. Ce interesant. Da, în primul rând, hai să definim un pic emoția. Exact, deci, ce înseamnă emoție? Da? Emoția înseamnă, în primul rând, o reacție spontană între ceea ce se numește corp și suflet. Da? În momentul în care eu am o reacție, cele două, atât cu sufletul cât și corpul, transmit ceva. Da? Iar ceea ce transmit ele, de fapt, este o emoție. Emoțiile, sigur, pot să fie, teoretic, pot să fie și pozitive, pot să fie și negative. Acum, există păreri și păreri. Da? Și nu vreau să intru acum în polemici că unii psihologi consideră că nu există negative, ci doar reacție, da, pozitivă sau negativă. Dar, până la urmă, totuși există cumva un spectru în acesta emoțional în care se povestește și despre partea negativă și despre partea pozitivă a lor și n-ai putea să spui că deznădejdea, de exemplu, este o emoție pozitivă. Da? Nu poți să compar cu fericirea. Și, vezi, aici ai zis foarte bine și de ce? Pentru că, iară, tu poți să spui mai bine, mintea umană are nevoie de repere. Și atunci, degeaba spun eu că e doar emoție. Omul, ok, sunt unii care înțeleg, dar sunt oameni, în marea lor majoritate, și noi suntem printre ei, am nevoie de un reper. Și atunci, dacă spun că de-aia, știi, polaritatea asta, avem nevoie până la urmă de repere și de-aia ca să înțeleagă omul, de fapt, despre ce-i vorba. Așa la urmă. Și chiar cred că a cunoaște cât mai multe emoții, da? Adică a citi. Hai să vedem câte emoții sunt pe pământul ăsta. Nu știu, budiștii spun că sunt mii. Da? Pe când noi nu avem atâtea, da? Măcar acolo 30-40, dacă noi deja cunoaștem, putem să ne definim ca și reactivitate ulterior. Da? Adică pot să fac o diferență între ce înseamnă, nu știu, bucuros și fericit. Există o diferență între cele două. Da? Hai să începem atunci ca să nu... Să începem galopul, Cu cifra de vibrație interioară 1. Da, m-am gândit să mă duc pe varianta de cifră de vibrație, pentru că cifra de vibrație vorbește despre mine, despre eu, da? Despre cine sunt eu și atunci putem să vedem aici ce ne provoacă sau ce este, care este emoția principală sau cum reacționez eu în primul rând, da? ce e mai important pentru mine. Cifra de vibrație 1 și aici vorbim despre cei născuți în data de 1, 10, 28 și 19, pe care am dat pe 19. Da, uite, aici este foarte mult vorba despre identitate. Încă o dată vreau să fac o paranteză, faptul că depinde foarte mult de consistența, componența de cifre de vibrație interioară. Este una 28, este alta 1. Da? Și alta 19-le. Și alta 19-le, exact, și alta 10-le. Dar luăm acum cadrul general. Da? Aici vorbim foarte mult despre zona de identitate. Cu siguranță am spus-o de nenumărate ori. Da? Fiecare pe rând, dacă am mai atins aceste subiecte. Dar unul dintre aspectele extrem de importante pentru o cifră de vibrație 1 este despre cine sunt eu. Da? Și atunci identificarea scopului meu, a ceea ce eu vreau în viață, ce îmi doresc, unde mă duc, da? Și modul în care ceilalți mă văd este extrem de important pentru mine. Motiv pentru care una dintre provocările cele mai mari ale cifrei de vibrație 1, da? Vine exact din zona de identitate. De ce? Pentru că cifra de vibrație 1 poate să-și fie, da, și aici am avut grijă cum spun,
un foarte mare dușman. Adică el se poate pedepsi foarte puternic, el se poate izola foarte tare, se poate respinge foarte mult. Da? Deci, uite, este o cifră, dar care în momentul în care nu se simte înțeles sau nu se simte integrat sau nu se simte ascultat, da? El merge într-o reactivitate foarte puternică interioară. Se interiorizează, foarte mult, da? Pe cât el de expansiv, pentru că e o cifră foarte puternică. Da? Dar tocmai pentru că este foarte puternică, vine și reversul medaliei întotdeauna. Da? Da, oricum sunt situații în care se va întâmpla chestia asta. Sigur, adică sigur. Că nu da, se este chiar o lecție pentru unul. Exact. Da? Exact. Adică pentru el a învățat cine este el și cred că asta este cel mai important de copil mic, da? Cred că dacă aș avea un copil născut pe o cifră de vibrație 1, da? Să văd în el ce înseamnă el de fapt și să încerc să-l ajut să-și descopere cât se poate de repede identitatea. Da? Exact. Pentru că dacă el știe cine este el, atunci va fi mult mai ușor să facă față tuturor situațiilor. Bine, asta e valabil pentru toată lumea, da, dar da. Aici e... cumva mai important, pentru că unul are și o tendință de a se duce înainte un pic mai mult decât este cazul. Da. Și uneori poate dă cu capul fără să mai... Știi? Suferă, da? De, încă o dată se autopedepsește. Da? Și atunci e nevoie cumva să se întoarcă înapoi, în interiorul lui și să vadă, ok, dar eu cu ăștia la ce am făcut de pe lângă mine. Da? Exact. Că poate m-am dus un pic prea în față. Și atunci risc să mă simt într-adevăr respins, da? Dar de fapt de respingerea mi-am adus-o eu singur. Da. Deci ca o concluzie, ca să nu, să nu mergem prea mult pe unul, ca să avem timp și pentru celelalte, concluzie, identitatea lui. Absolut. Cam asta, da. Asta acolo este punctul lui punctul slab. Da? Să zic, da. De unde pornesc toate emoțiile lui. Bun, să mergem în la 2. 2 care 2, 11, 20 și 29. Da, și aici, da. Bun, dar hai să luăm aici așa, general. Uite, cifra 2, care este o cifră extrem de afectivă, aici ne duce foarte mult în zona de afectivitate. Cifra 2, la fel, da, poate să fie foarte mare provocare la el pe zona de respingere, dar mai ales pe zona de abandon. Acum, eu mă duc un pic și în rănile emoționale. Partea asta de abandon pentru cifra 2 este foarte puternică. De ce? Pentru că el se regăsește pe el și se știe pe el foarte bine în momentul în care mai vine cineva lângă. 2. Lângă 2, asocierea, da. Asocierea. Adică pentru el oglinda este foarte importantă. Și aici este, aș puncta cumva că este extrem de important să știe foarte bine și foarte corect pe cine și-aduce lângă el. Pentru că 2-ul, fiind într-o zonă afectivă emoțională foarte puternică, având niște... ziduri, ca să zic așa, mai joase, mai lăsate, mai, mai penetrante, da? Da. În comparație cu cifrele de vibrație, da, care sunt masculine. Ea este o cifră de vibrație feminină. Da? Și atunci, zidurile lui sunt un pic mai ușor de penetrat. Da? Și atunci repede intră cineva în interiorul lui. Da? Și, repede îl provoacă. Sau cred că aici, dacă poți să-mi confirm și tu aici, cred că doiul sau toți cei care sunt pe vibrație interioară doi, resimt cel mai puternic abandonul. Cel mai cel mai mult. Da, acum, cel mai puternic. Și acum, ca să ne ducem, și cei care au doi în față. Deci, aș spune și cei care au și doi în cei față. Care au doi în față. Da. Deci nativ, cine este cu doi, e posibil, dar acum un 2 sau un 20, eu cred că acolo e foarte puternic resimțit. Da. Uite, categoric abandonul se... Categoric. Abandonul, acum eu vorbesc din percepția psihologului și îmi cer scuze dacă vorbesc prea repede, dar e timpul foarte scurt și atunci e nevoie să galopăm un pic. Mă mai uit la ceas ca să... Da. Îmi dau seama că sunt multe de spus și încerc cumva să le comprim. Da. Aici se naște și un dependent foarte puternic. Da, da, cei cu o cifră de vibrație 2, sigur, e în legătură foarte... Masca, da, este masca. Cea de dependent. Da. Și în momentul în care el se duce foarte mult în zona de dependență, încă o dată, e foarte important cine este lângă el, da, ca să poată să-l ajute, practic, să-și depășească aceste bariere emoționale și aceste frici interioare pe care doiul le poate avea. Da? E nevoie asocierea să fie una foarte corectă. Aș spune în același timp că e neapărat necesar să-și selecteze foarte bine prietenii, să aibă foarte mare grijă unde dă încrederea, pentru că este și ușor... Doiul are și o problemă cu încrederea și va fi pălmuit, să zic așa, de-a lungul vieții, exact pe tema asta. Și e ușor de dezamăgit doiul, pentru că el pune atât de mult suflet, dragul de el, el o cifră foarte imediat frumos. Și cred că aici... cum ar putea fi ajutat, sau asta ar trebui să ținem minte oamenii, multă afecțiune, poate mai mult decât la toți ceilalți. Da.
Da, deci foarte multă afecțiune care să vină spre el. Bine, nu sufocat. Deci da. Nu vorbesc iar de... atenție de codependență acum. Da, da, da. Deci nu, eu vorbesc acum de, de alea naturale, bune, frumoase, armonioase, în echilibru. Adică nici excesul clar nu este, nu este bun. Deci aici, în cuvânt uite, de... nu-i spune lui doi, de exemplu, nu știi să iubești sau nu știi să... Deja... L-ai pus într-o suferință foarte, foarte mare. În cuvânt de... Pentru doi, o... Nu știu, că am zis asta, partea asta de dependent și grijă la asociere. Grijă la asociere. Da, și la ce oglinzi își pun cu cei de lângă ei. Să trecem la trei. Trei. Cifră. Zic eu? Da? Da. Trei, 12, 21 și 30. Da, un pic mai simplu aici la trei. Ei trec un pic mai ușor, da? Aș spune că aici e un grad de superficialitate poate mai mare decât în restul cifrelor, dar aici cred că triggerul lor sau problema lor cea mai mare vine de partea, din partea de cunoaștere. Da? Nu îl pune pe trei într-o îndoială legat de partea lui de cunoaștere. De cunoaștere. Da? Este tot într-o legătură cu o identitate, dar de data asta este vorba despre identitatea ce știu eu să fac mentală, ce, exact. Ceea ce știu eu, ceea ce cunosc eu deja cunosc, nu numai că știu, deci cunosc. La mănunt, adică totuși la trei acum noi știm că sunt mulți care vorbesc și nu înțeleg adică e nevoie să plece de aici din cap și să se ducă un pic în interiorul lor dincolo de ceea ce știu să și înțeleg. Dar în momentul în care i-au înțeles acest lucru poate să și exprime, poate să și transmită exact cum ce pot să dea. Da. Pe el cel doare cel mai tare este să să-l pui în postura în care să se simtă prost. Adică, dar prost nu în sensul în care mă simt prost că tu mi-ai zis nu știu ce. Nu, prost la nivel de cunoaștere. Să-l faci, să-l pui în îndoială vis-a-vis de ce spune el, se poate îndoi inclusiv el. Aici este o mare, cred că una din provocările lui este că se îndoiește uneori el de el. Știi? Și dacă e să ne luăm din toate 3 și 30, acolo este, cred că, pentru ei, pentru 3 și 30, acolo este cea mai mare. Se fac ei singuri. Ei singuri își fac uneori chestia asta. Uite, vezi, cifrele astea masculine, 1, 3, 5, 7, 9, au foarte multe lucruri de rezolvat în privința propriei identități. De ce? Pentru că tocmai pentru că sunt puși într-o acțiune permanentă și pentru faptul că ei vor să facă lucruri, deci au foarte multă energie, pleacă de lângă ei. Adică își... nu-și văd interiorul, pentru că ei sunt foarte mult în afară. Exact, exact. Da? Știi că am mai avut noi emisiune cu exact cu cifrele astea 1, 3, 5, 7, 9. Bine, 5-ul l-am lăsat mai special deoparte. Da, separat că are ceva, un pic mai aparte față de restul. Deci cam asta ar fi la 3, să nu se simtă necunoscător. Da, hai să zicem prost. Da, nu. Da, pentru el este nevalidat din punct de vedere al cunoașterii. Exact. Pentru dar că el eu așa o resimte. El așa o resimte ca prostie. Și atunci doare și mai tare. Da. Doare și mai tare. Și se închide. Se închide, el în momentul ăla s-a blocat. Pe cât el de expansiv și de deschis, de atâta se închide. Da. Mergând la 4. 4, 13, 22 și 31. Da. Uite, la 4... fascinantul 4. Da. Aici vorbim despre două aspecte, da? Cred că aici aș vorbi despre zona de corp, dar și despre zona de minte, pentru că aici sunt două componente. La 4, de exemplu, este foarte dificil să facă ceva sau poate să-i vină un blocaj foarte mare din punct de vedere al manifestării lui ca și individ în momentul în care el nu are încredere în corpul lui, în modul în care el arată. Da, cum arată exact aici al... Este foarte important pentru el și aș sugera persoanelor născute într-o vibrație de 4, indiferent care este ea, da, să caute foarte mult să fie în conexiune cu propriul lor corp, adică inima și corpul, da, sau sufletul și corpul să fie într-un, să fie într-un consens, să meargă împreună. Pentru că una blochează pe cealaltă. Adică minte, corp. Înseamnă incorporare sa. Uite, aici cred că se aplică cel mai bine. Se aplică cel mai bine. Pentru ei e, parcă e pus pentru ei. Da, și e și, cumva e și viceversa. Adică eu dacă nu mă simt bine, nici nu gândesc cumva bine. Dacă nu gândesc bine, nu mă simt nici bine din punct de vedere fizic. Da? Aici e... foarte important și prins acum să mă repet,
Da, ca în momentul în care eu nu sunt ok cu mine, dar când eu simt că nu am putere, că nu mai pot să fac lucruri, că nu, nu știu, nu-mi ies lucrurile, da, și asta poate să fie un semn de întrebare, ia du-te un pic înapoi și vezi ce ai făcut. Da, de ce nu te simți tu atât de bine? Uite, tot aici aș mai spune că sunt foarte multe insomnii. Da? Iar insomnia clar că duce la o tulburare a minții. Da? Bine, pe de asta se numește insomnie, că deja este pe o perioadă mai lungă de timp. Da? Dar poate să aibă și tulburări de somn. Și în momentul în care eu nu dorm, practic creierul nu are timp să așeze. Da? Exact, acolo pe sătărașe tot ceea ce eu am trecut. Sau dacă gândesc acum să-mi spui tu, și dacă gândurile mele sunt și automat, iară e o problemă. Exact, da? De asta am și menționat lucrul ăsta. Gândurile îți creează, sunt creative, nu? Și atunci unde se duc? Direct în patru la un moment dat, da? Că în comportament, în comportament, în ceea ce faci concret, clar. Da, un patru, dacă nu doarme, dacă nu se odihnește bine, este un patru care va fi haotic. Iar haosul la el, practic, îl va bloca exact în esența lui, în ceea ce are el de făcut. Cu cât este mai haotic, cu atât va face lucrurile mai puțin bine. Da? Și pentru el e necesar și este... Vezi, asta e ca un ceva care planează tot timpul deasupra lui 4. Să fie, să iasă lucrurile, adică el trebuie să ducă la bun sfârșit. Asta îl și împlinește pe el. Știi? În momentul când vede că a făcut ceva și a dus la capăt, aia pe el l-a împlinit și atunci pentru el aia e o validare enormă. În primul rând, autovalidare, zic eu. Da. 5. 5, mergem la 5. 5, 14, 5. 23. Și 23. Uite, pune-l pe, închide-l pe 5 undeva. Da, pentru el în momentul ăla s-a blocat totul, nu numai emoțional, viața lui toată s-a blocat. 5-ul este soarele. Este cel care strălucește, este cel care are nevoie de cea mai multă validare din partea celorlalți. Cred că da. Poate că una dintre rănile cele mai puternice a lui 5 poate să fie, cred și aș spune eu, partea de umilință. Doamne, și ferește să-l umilești sub o formă sau alta pe 5. Da, l-ai distrus tot. L-ai distrus tot, dar mai e o componentă interesantă a lui 5. 5 are și capacitate de răzbunare. El le pune acolo undeva în interiorul lui și la un moment dat, sub o formă sau alta, îți va plăti, ca să zic așa, va întoarce foaia. De ce? Pentru că pentru 5 este extrem de important ca el să fie într-o zonă de validare, să fie văzut, să fie admirat, să fie urmat, da? Să simtă că se distrează, extrem de important acest lucru. E normal, dar și e scenă, iară, să nu uităm, și o să ajungi și la 8, dar bănuiesc că îți dai seama, 2, 5, 8, e o nevoie clară de... de scenă, pentru că ele sunt pe social. Și încă un pic, la 2 era vorba de abandon, se resimte cel mai tare, la 5, ca și rană, umilința. Aș merge ca și rană pe zona de umilință, pentru că el este și poziționat foarte interesant în centru. Da? Motiv pentru care sunt foarte multe lucruri care vin spre el. El este conexiunea dintre noi toți. Și el are grijă de tot, de tot ce e acolo, nu? Și atunci umilința exact pe chestia asta, când te pui tu... Mai mult decât este cazul. Chiar dacă uneori are tendința asta de a se da la o parte și de a nu-i păsa, să știi că e o mască. Eu personal cred că este o mască acolo. În interior e altceva. Da, pentru că el în interiorul lui nu este cel care... cel care nu pune preț pe ceilalți sau nu-i pasă de ceilalți. Da, poate să traverseze mai ușor decât un 2, de exemplu, peste o dezamăgire. Asta da. Dar nu este cel care pe mine nu mă interesează să nu țină cont. Da, e deja altă manifestare. O să avem oricum timp la sfârșit că mergem bine și apropo de chestia asta o să discutăm un pic. Hai, acum să... Deci, la 5 cam asta e, nu? Mergem la 6. 6, 15, 24. Ce interesant aici acum, 5, vine după aia 15 și 24, care e total diferit. Total altfel, dar... Știi ce? Cred că aș spune aici despre cei pe 6. Aici și la 8 văd cam același lucru. Pentru ei trădarea este extrem de dureroasă. Ei sunt cei care merg foarte mult în zona de sacrificiu pentru ceilalți. Da. Sunt cei care se pot pune foarte ușor în slujba celorlalți. Da? Au o componentă umană incredibilă. Da? Sunt niște oameni care, ei, cred că ar merita flori în fiecare zi.
serios. Deci, da, sunt atât de solari și atât de frumoși în interior, încât sunt și trădați foarte ușor. Da? Sunt și anulați destul și de ușor. Și unul parcă o caută. Da, pentru că în șase... Vorba vine, o caut, dar parcă se duc în direcția aia, da. Ca să fiu acum, hai... Da, știi? Pentru că ei cunosc suferința foarte tare, mm-hmm. Și cred că uneori, apropo de ce povesteam noi la emisiunea de dinainte pe care am filmat-o, dar cred că ei sunt cei care caută cel mai tare suferința. Da. Mai sunt unii pe acolo, dar ei o caută, da, o caută și din perspectiva resimt. Asta. Ori da. Și caută și la ei, cred că da, se manifestă cel mai foarte puternic în interiorul lor. Da, deci ei duc niște suferințe, pentru că șasele maschează și el destul de ușor. Ei duc niște suferințe interioare destul de ridicate, apropo de trădări sau momente din astea de suferință, inclusiv din copilărie, pe care ei tot le acumulează. Și culmea, uite, vezi că asta mi se pare extrem de frumos într-un șase, că indiferent de experiențele negative pe care el le-a traversat, tot găsește exact. Resursa pozitivă exact, în interior. Exact, exact. Adică el tot este cel care dăruiește, da? Mai dă o șansă și încă o șansă și încă o șansă. Deci ei sunt cei care... E pozitivul de serviciu. Exact, da. Te-ai născut în șase, dar practic tu ai ca și scop, dar hai cum să-i facem pe celălalt să se simtă bine. Și... Dar de ce? Pentru că ei au traversat, da, niște experiențe de viață suficient de grele, astfel încât și-au dat seama, de fapt, ce trebuie să ofere mai departe ca să ușureze viața celorlalți. Da. Șasele de foarte multe ori este pentru ceilalți. Aici nu mă știu neapărat într-un blocaj, că ăsta nu este un blocaj, ci din contră cred că l-aș vedea mai rău, dar... Da. Dar, da, exact, trebuie să fie un pic mai atent, pentru că el și pornește așa dintr-un spațiu al încrederii foarte ridicat. Da. El crede foarte mult în oameni, da? Și în tot ceea ce este. Foarte frumos. Da, aici cred că e provocarea lui. Da. Da, partea asta de a se lăsa ușor condus, a vedea așa numai pace în lume, sigur, foarte frumos, nu știu cum ar fi lumea asta fără ei. Fără ei, da. Da. Deci, clar, avem nevoie de unde e un șase, încă o dată merită flori. În schimb, în același timp, tocmai pentru că se duc foarte mult în afară, da, și privesc foarte mult înspre lumea exterioară, ei acolo în interiorul lor acumulează precum o cuctă, știi, fierbe tot acolo în interior și parcă se pune așa, se ridică așa un soi de presiune și mai bubuie și ei, bineînțeles, mai scot. Bine, când bubuie destul de tare. Păi șasele aș spune că atunci când o face într-o formă... Dar vezi că trezește empatie atunci. Da. Parcă te trezește. Când vine un șase și spune, bă, m-ai supărat real, știi? Da, atunci parcă o simți altfel. O simți acolo în interior. Adică vine cu un regret și din partea ta ce am făcut eu de fapt aici. Da. Trecem la șapte. Șapte. 7, 16, 25. 25. Uite aici, știi ce cred că e nedreptatea foarte puternică la ei? Lor li se pare foarte repede și ușor lucrurile sunt nedrepte, nu sunt corecte. Da. Motiv pentru care în mulți dintre cei născuți în data de șapte vom vedea o mască foarte puternică a dominatorului. Da. De ce? Pentru că șaptele, și nu am mai povestit despre asta, șaptele într-adevăr are poate cele mai multe, ca și cifră de vibrații, zic acum, da? Poate cele mai multe lecții de viață. Da? El traversează el și le ia, da, pe toate, ca să învețe. Ca să învețe și de principiu și le ia, dragul de el, în prima parte a vieții. Adică el încă din copilăria timpurie deja începe să simtă că e respins, că mai trece și un abandon, că mai are și un pic de umilință, că mai vine și un pic de trădare. Adică el le acumulează așa pe toate. Tocmai pentru că, într-adevăr, el trebuie să ajungă la un nivel de înțelepciune și pentru că are ceva de dat și el la rândul lui celorlalți, din cunoașterea lui. Și aici cred că provocarea ar fi să dea, să lase să dea, știi? Mm-hmm. Pentru că e posibil ca uneori, asta știi, am mai zis noi, partea asta de, dar nu aroganța aia, pur și simplu, din suferință se închide. Da, din suferință, se închide din suferință, mm-hmm. Exact. Se închide. Da, pentru că... Încă o dată, nedreptatea poate că este cea pe care aș pune eu prima în față, da, pe zona de șapte, pentru că e nedreptățit destul de des. Bine, el vine oricum cu o nedreptate a sorții, adică ia, uite-te, s-a născut nedreptățit, da. Exact. Adică de la bun început e cumva un soi de nedreptate pentru el. Bine, ne alegem, cum se spune, da. Ne alegem să venim cu lecțiile astea.
Ei, dar restul lucrurilor pe care el le traversează, situațiilor, da, momentelor grele pe care le traversează de pe parcursul vieții, da, îl aduc cumva într-o formă în care să fie necesar să integreze toate poveștile acestea negative. Da, și îl poate pune într-o zonă foarte înaltă, dacă este și el la rândul lui dispus, da, să înțeleagă aceste lucruri. Da? Dacă este dispus. Dar vezi că de cele mai multe ori, și acum văd și din cazuistica mea, eu am văzut foarte mulți șeptari blocați. Foarte mulți. Da, adică în conul lor acolo. Da, tocmai pentru că și-au luat-o, ca să zic așa, de foarte multe ori, da, ei se duc într-o zonă în care, ok, eu nu mai vreau să mai văd oameni. Dar știi ce interesant, văzând și eu tot așa din... când zic că totul e în regulă, mai vine viața, zice, ok, ziceai da, că ia de aici. Da. Adică nu sunt lăsați... Nu, niciodată. Da, nu da, sunt lăsați și cu cât te înverșunesc sau... Deci, gata, nu mai vreau, te bagi în conul tău, da, își face loc viața până în conul ăla și mai vine cu ceva. Oh, da, întotdeauna, da, da, da. Pentru șapte e, tot timpul e provocat din punct de vedere emoțional. Da. Ce ai zis, că nu mai simți strădarea, dar a, ia uite, ia și pe asta. Ia și pe asta, dar ia și cu adaos ca să fie da, ce da, trebuie. Da, da, da. E, acum eu nu vreau să zic că vai de da, mine ce rău e de șapte. Nu, 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 nu da? Că el este extraordinar în momentul când învață și este conștient de el, e fantastic, adică... Da? E o reală resursă exact, și pentru el și exact, și pentru ceilalți, pentru ceilalți. În momentul în care înțelege că, de fapt, exact asta are de învățat. Asta de, așa asta are de făcut. Cred că aș spune despre șapte că ca să poată să-și depășească aceste blocaje emoționale, este nevoie să înțeleagă că există un flux, da? Există o energie. Să se pună în fluxul vieții. Da. Da, până la urmă, totul e divin. Mm-hmm. Da? Totul vine ca și plan divin. Da. Da. Ai venit ca și șapte. În planul divin este să traversezi la momente mai grele în viață decât poate ceilalți. Da? Nu spun că ceilalți încă o dată, nu vreau să... Da? Da. Numerologic știm că poate ăștia au un pic mai mult decât alții, și da? Ca și greutăți. Da, și atunci e totuși într-un plan, adică tu ai lucrurile astea de învățat și dacă eu le integrez și nu mai lupt atât de tare, pentru că șapte se și înverșunează și el este o cifră impară, da? Și atunci simte nevoia câteodată să lupte acolo, da? Și să arate că nu-i chiar așa. Da, 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 da. Și exact e, atunci mai vine în colecție. Da. Deci bun, viața lui șapte este o lecție, de fapt, exact, în sine. Toată viața e o lecție da, pentru ea. Da. Să trecem la 8. Uite, 8-ul... 8, 17, să zic, scuza-mă, da, 8, da. 17 și 26. Uite, vezi că și 8-ul are treabă și cu trădarea și el aici. De ce? Pentru că 8-ul fiind o cifră care se duce foarte mult înspre exterior, el trebuie să știe să-și regleze foarte bine energiile interioare. Și mai mult de atât, el trebuie să știe să-și regleze, să-și facă un echilibru interior. Pentru că 8-ul poate să fie de foarte multe ori fluctuant. Da, da, da. Astăzi sunt într-o zonă de pozitivism, exact. Mâine sunt iară supărat. Iar pentru ceilalți acest lucru este tradus ca fiind imprevizibilitate. Adică eu nu știu cum este ăsta astăzi. Da. Optul, cum vine el? Ce caiet să-mi scot? Da, ela da, da, de bună dispoziție sau ela de supărare? Și să nu uităm că, sau asta o zicem la sfârșit, că mai avem timp, să-mi amintești. Da. Da, deci optul are... Da, iar faptul că el se lasă cumva în zona de imprevizibilitate, de ce? Pentru că, pe de altă parte, lui place puterea, da? Și atunci își ia de aici o putere. Ceilalți spune, nu mă cunosc și mă duc un pic în mister. Lui place zona asta, normal, da, de mister. Place scena. Da. Da, 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 da. Și prin asta deține un soi de control asupra celorlalți. Foarte bine, e bine așa, nu e da, nimic rău în asta. În schimb, ce vreau să spun este că, de fapt, acolo în interiorul lui, dacă lucrurile nu se întâmplă cum vrea el, atunci ai problema. Atunci ai o atunci problemă. Atunci ai problema și, da, și răbufnește. Și știi ce mai e o chestie interesantă apropo de 8? Atunci încep întrebările cele mai mari vis-a-vis de el. Despre deci el începe o îndoială da, și începe să-și pună toată viața sub semnul întrebării în momentul ăla. Dar ce n-am făcut eu bine? Dar ce n-am înțeles? Dar unde am greșit? Dar unde... Doar pentru simplu fapt că nu a reușit cumva să le echilibreze pe cele două, să le balanceze, da? Sau poate că mai degrabă aș spune că nu e nevoie să lupți între ele ca să le balancezi, exact, ci doar să te exact, lași așa un pic da, ca barca pe valuri. Stai că da, astăzi sunt poate mai puțin... Cu cât ești mai mlădios, cu atâta nu te rupe vântul, nu? Exact. Foarte frumoasă metaforă, Adi. Exact. Dar cu cât ești mai... Da? E, dacă el reușește să facă asta, pentru el lucrurile nu mai sunt atât de dureroase. Da? Pentru că el ca și cifră este o cifră care...
poate să facă foarte multe și să ducă... Și la nivel social, da? Da, foarte multe. Ca de altfel, cum de altfel îi se și pun foarte multe lucruri în cârcă. În spate, da. Acolo unde e opt, ia-le tu, du-le tu, fă-le tu. Nu de multe ori... Mm-hmm. Da, da. Nu de multe ori vedem, de exemplu, în optari, comportamentele acestea compulsive în privința mâncării. Da. Pentru că prin mâncare, uite, dacă se știu optari care au aceste pedepse cumva în mâncare, ba mănânc foarte mult, ba nu mai mănânc nimic, da? Este exact pendularea lor dintr-o parte într-o alta, da? Și comportamentul acesta compulsiv pe care eu nu-l pot opri, pentru că vine din sfera emoțională. Optul este o cifră emoțională foarte, foarte puternică. Mai mult de atât, în momentul în care el nu este, și pentru viața socială este foarte importantă, nu este validat, nu este confirmat, nu este pus pe un piedestal, că și el își dorește piedestalul, pe drept cuvânt că îi poate aparține. Dacă el nu este acolo, da, din nou el se va duce în partea îndunecată a lui. Da, scuză-mă, să facem 2, 5 și 8, 2, 5 și 8, au cred că cel mai mult nevoie de lume și de validare din partea lumii. Poate ceilalți mai puțin. Dar la 2, la 5 și la 8 e nevoie de... Știi, aici contează, cred că, cel mai mult ce zice lumea. Da. Și îi afectează. Mult îi afectează. Fug în mâncare. Da. Să trecem și la 9, că mai avem un pic. Da, frumoasă cifră nouăle. Uite și aici la 9, nu e departe de 6, dragudel, de 7, pardon. Și aici sunt foarte multe încercări ale vieții, pentru că blocajul pe care nouă poate să-l aibă este inflexibilitatea. Da? În sensul în care, dacă el este inflexibil, și culmea că sunt foarte mulți nouă rigizi și inflexibili, da? Pe cât de adaptabil și de înnoitor ar trebui să fie. Da. Știi de ce? Pentru că nouăle, pentru că e o cifră, sau de ce cred eu că e așa? Pentru că el este o cifră masculină, da? Este o cifră impară, el are nevoie să înțeleagă. Adică pentru noi este foarte important să priceapă la nivel de logică, da, matematică, logică, da? Să înțeleagă conținutul ca el să poată să facă ceva mai departe, da? Ca să adică poată să dea o formă. Dacă el nu înțelege concret, clar, adică așa el nu... Nu reacționează. Da? Adică poți să vorbești lângă nouă, nici măcar nu te aude. Da? În momentul în care tu ți-ai pierdut logica, da? Și nu ai un fir da? Logic argumentat, pentru nouă, gata, l-ai pierdut, nici nu te mai aude. Da? Cu atât mai mult îți va rezista. Adică cu nouă, poate că este un pic mai greu de lucrat, un pic mai greu de... Cea mai mare rezistență o pune. Cea mai mare rezistență. Da. Chiar mai mare decât patru. Uh-huh. Știi? Pentru că patru înțelege scopul, se pune repede în el, a plecat. Da. Pe când nouăle... Stai puțin, dar de ce? Și nu e neapărat suspiciune. Nu. Dar el are nevoie de înțelegere. Da, uite, vezi că a înțelege... Totuși, noi nu avem cum să înțelegem tot, categoric. Da. Deci, și de ce-ul e probabil cea mai proastă întrebare pe care putem să o adresăm de cele mai multe ori. Da? Pentru că nu o să ai răspunsuri. Da? În marea majoritate, întrebărilor cu de ce, s-a terminat. Cam acolo a fost, da, conversația, până la de ce. Da? Dar nouăle, pentru că caută atât de mult să înțeleagă, da, el devine din nou, ca și restul cifrelor de vibrație impară, propriului dușman. Adică în momentul ăla se blochează, el are senzația că lumea este împotrivnică, da, că este împotriva lui. Și ce interesant, dacă o să-mi confirm, că în momentul când se închide el, parcă închide și pe ceilalți din jurul lui. Știi că nu le are tendința asta, influență foarte puternică, și atunci... Și ei lansă în jurul să fie la fel de... Da, știi de ce, Adi? Pentru că el este foarte nesigur pe el în momentul acela. Da. Poate că unele dintre cele mai mari nesiguranțe le vedem în 3, 6, 9. Exact. Da? Exact. Acolo sunt... uite, 1, 4, 7, de exemplu, își găsesc repede argumente raționale. Da. Au plecat. 2, 5, 8, au 2, nevoie 5, de 8, lume, se hrănesc de acolo. Exact. 3, 6, 9, în schimb, este extrem de puternic exact acolo în interior. Și atunci ei sunt foarte nesiguri. Acolo sunt cele mai mari nesiguranțe, indiferent că e vorba de cunoaștere, că e material sau că este la nivel de logică. Da? Toți ăștia de aici, 3, 6, 9, dacă ei nu înțeleg anumite lucruri, te-ai blocat, deci nici nu te aud. În momentul ăla s-a terminat toată povestea. E foarte interesant, da, mai avem câteva secunde. E interesant, vezi cum le-am luat pe toate acolo, fiecare are valențele lui, are provocările.
Și ar fi bine să învățăm ceva din astea. Da. Și să ne uităm atenți la noi. Corect. Mulțumesc frumos pentru participare, pentru că, uite, în formula asta mi-a plăcut. Mulțumesc, da, și mie. Dragi spectatori, vă așteptăm și altă dată, cu altă ocazie, la o emisiune, bănuim, la fel de frumoasă și interesantă.